Bună ziua tuturor, dragi cetățeni, stimați orășeni. Astăzi ne-am dat în fața dumneavoastră pentru că mulți dintre noi avem părinți în municipiul Chișinău, avem bunei în municipiul Chișinău, avem rude care lucrează în municipiul Chișinău și mulți la rândul vostru sunteți bunei și părinți a căror copii sunt în Chișinău. Iar pentru cei care nu știau, eu pot să vă spun că primăria municipiului Chișinău, an la rând, oferea un suport pentru oamenii cu venituri mici, sub 3.000 de lei, și pentru o familie tineri cu venitul mediu global sub 5.000 de lei, în formă de compensare a cheltuielor la căldură în perioada rece anului de 40% din factură. Astăzi, noi ne aflăm în fața domniilor voastre pentru a vă comunica despre cum Ionce Ban mai pune o povară pe spatele familiilor tinerilor, a familiilor social vulnerabile, a persoanelor din diverse categorii sociale și, mai nou, deja a pensionarilor și a bătrânilor din cadrul municipiului Chișinău. După ce a tăiat din finanțarea grupelor cu program prelungit, după ce a tăiat din salariul asistenților personali cu 50% și pe mulți s-a încercat să dea afară, Ionce Ban acum taie din ajutorul oferit de primărie pentru compensarea cheltuielor la căldură în perioada receanului. Mai nou, parcă avem impresia că deja o anulează. Deci, în campanie electorală, din anul 2019, Ionce Ban ne promitea că va majora compensațiile pentru încălzire în perioada rece a anului și va achita nu 60% din factură, că avem aici un plan electoral unde el punea cu mare, foarte mare cifră de 60%, deși o zatoplenie. Acest lucru, din păcate, nu s-a întâmplat în mandatul trecut, nici într-un an, nici în 2019, nici în 2020, 2021, 2022, iar acum, după obținerea celui de-al doilea mandat de primar general, el a decis în totalitate să anuleze acest tip de compensări oamenilor care, într-adevăr, au nevoie de susținere în perioada rece anului. Ceban s-a folosit de vulnerabilitatea pensionarilor și a persoanelor cu dizabilități în campanie electorală, numai cu scopul de a fi votat pentru ambele mandate de primar. Ion Ceban nu doar a ieșuat în a-și îndeplini promisiunile electorale, dar prin acțiunile sale a arătat o neglijență totală față de nevoile celor mai vulnerabili cetățeni din municipiul Chișinău. Și este inadmisibil și lipsă de moralitate să promiți ajutor și apoi să te întorci cu spatele la cei care te-au votat și care se bazează pe cuvântul tău. În realitate, după venirea lui Ceban la putere în anul 2019, numărul oamenilor care primesc compensații pentru energie termică și gaz sau compensații la căldură în perioada rece a anului, iar bugetul pentru compensații s-a redus considerabil în pofida că noi am trecut printr-o criză energetică fără precedent. Deci aceste lucruri noi am comunicat încă în anul 2021 și 2022, însă Ceban a rămas indiferent și nu a întreprins nicio măsură de suport și nu și-a omirat promisiunile electorale. Și constatăm că Ceban este un mincinos care se folosește de cele mai vulnerabile plături sociale pentru a-și face reclamă politică. Dar haideți să vă explic pe scurt cronologia minciunilor lui Ceban vis-a fi de compensarea cheltuielilor la căldură în perioada rece anului, pe care nu le-a crescut, dar din contră le-a micșorat și a micșorat numărul de beneficiari. În anul 2018, primăria Chișinău a bugetat 97 milioane lei și a cheltuit 86 de milioane de lei pentru compensări. Aceasta este partea executată. În anul 2021, au fost cheltuiți numai 61 de milioane lei ca să fie oferite aceste compensații de primărie. Pentru anul 2022 s-a bugetat o sumă similară ca în anul 2019 de 90 de milioane de lei. Asta, deși era criză energetică și deja despre acest lucru se știa. Haosul care tinde să-l facă Ceban și arată cu degetul la alții, el singur îl face în cadrul municipiului Chișinău. Iar bugetul aprobat pentru compensații pentru anul 2022 a fost mai mic decât bugetul din anul 2018 până la venirea lui la cârma municipiului Chișinău și a fost mic cu 7 milioane lei. Iar între anii 2018 și 2022, numărul persoanelor care au beneficiat de această compensație la căldură s-a redus de la 34.000 de persoane la 22.000. Cu alte cuvinte, bugetele s-au redus și numărul de beneficiari a scăzut. Chiar dacă pentru anul 2023 și 2024 au fost bugetați 150 de milioane de lei, deci bani care sunt în bugetul municipal și acum, de 150 de milioane lei pentru acest serviciu și că noi să putem mai departe să ajutăm familii vulnerabile și oameni care au nevoie de această compensație, noi vedem cum nu se valorifică acești bani. Noi avem mesaje în care oamenii spun că ei nu primesc această compensare la factură și prima dată în ultimii ani, când lor nu le-a venit această compensație la căldură. Mai mult, noi avem semnale în care oamenii spun că ei
sunt refuzați în premieră ca să poată beneficia de acest serviciu. Dacă anul trecut ei au putut beneficia și corespundeau tuturor criteriilor, anul acesta ei cumva sunt refuzați din vari motive, fără ca să se dea explicație normală. Respectiv, acum știm de ce se face acest lucru, de ce se țin acești 150 de milioane de lei în aer. Asta e doar pentru a fi rambursați creditele enorme pe care le-a luat primăria Chișinău și în special ONCE Bank. Iar pentru acest an, doar pentru acest an, noi avem de rambursat 465 de milioane de lei din miliardele de lei pe care le-a luat ONCE Bank în primul mandat. ONCE Bank și-a bătut joc de cetățeni și a mințit familiile social vulnerabile că le va majora compensația la căldură. Lucru care nu s-a întâmplat. Acest lucru nu l-a făcut nici în sezonul rece din 2021, când Federația Rusă a majorat tariful pentru gaze. Nici în 2022, nici în 2023, iar în 2024, în general, e lipsit și de cei 40% compensarea cheltuielilor la căldură. Când fracțiunea PAS, în toamna anului 2021, a identificat încă 136 de milioane de lei suplimentar, că noi putem majora această compensație de la 40 la 60% atunci când oamenii aveau cea mai mare nevoie de acest ajutor, ONCE Bank și consilierii din PSRM au blocat acest proiect de decizie în cadrul Consiliului Municipal. Lipsirea de compensare a oamenilor din Chișinău nu este primul abuz pe care noi l-am identificat cu fracțiunea PAS de-a lungul acestor ani. Noi am avut încă o situație similară în anul 2020, când se încerca reducerea venitului care urma să fie dat oamenilor la compensare la căldură printr-un proiect de decizie dubios, care a apărut peste noapte, care durea să fi trecut rapid în cadrul Consiliului Municipal, iar la o analiză mai profundă, noi am observat cum acolo deja 40%, suma de 40% din factură era locuită cu rate fixe în numărul de independență suprafață apartamentului și mai nou a fost introdusă o noțiune de acordare a compensanțelor în cash. Da, deci primăria nu urma să achite în factură compensanță, dar să dea bani cash la oameni. Acest lucru a trezit foarte mari suspiciuni de corupție, iar după insistența fracțiunii PAS, proiectul a fost retras de pe ordine de zi. Deci, în contextul celor menționat, eu știu pe colegul Mihai să mai adauge la partea de... Da, bună ziua, dragi locuitori al municipiului Chișinău. Cu regret, noi suntem martorii unor minciuni crase din partea primarului ONCE Bank. Am văzut cum chipurile a plecat de la PSRM pentru a fi primara politică. Apoi, timp de 4 ani, a făcut coaliție într-o veselie cu PSRM în CMC. Am mai văzut cum și-a creat partid și s-a separat de PSRM. Iar acum, din nou face nod cu PSRM, numind în funcție de prieten al sectorului rășcan, un socialist. Este clară fața hidoasă lui ONCE Bank, care face coaliție și cu Moscova, doar că se acopere furturile și ineficiența în gestionarea bugetului municipal, de la care au desferit chișinăuienii în primul rând. Sub administrația ONCE Bank, am asistat la o serie de decizii financiare nechipzuite, cum ar fi acumularea datoriei municipale, fără o planificare clară pentru dezvoltarea sustenabilă a orașului. Aceasta nu doar că subminează stabilitatea fiscală a Chișinăului, dar și împovărează viitoarele generații cu datorii. Această abordare opacă a primăriei partid alimentează neîncrederea și limitează posibilitatea de interacțiune cu cetățenii. Administrația ONCE Bank demonstrează în continuare o indiferență flagrantă față de nevoile celor mai vulnerabili membri ai comunității noastre, cum sunt pensionarii și familiile social vulnerabile, lăsându-i fără suport esențial în timpurile dificile. Nu este momentul pentru politică de fațadă, domnul ONCE Bank, sau pentru jocuri de putere. Este momentul pentru acțiune decisivă și responsabilitate. În fiecare zi, în această administrație, întârzie sau ignoră problemele. Viața cetățenilor noștri devine tot mai grea. Noi, fracțiunea PAS, vom lupta neîncetat pentru drepturile și bunăstarea fiecărui chișinăuian. Viziunea și planul nostru de acțiuni este dedicat pentru susținerea pensionarilor și familiilor social vulnerabile, inclusiv majorarea compensațiilor pentru încălzire și crearea de programe de sprijin adaptate nevoilor lor specifice. Primăria Chișinău trebuie să fie deschisă spre soluționarea problemelor tuturor locuitorilor. Din păcate, aceste schimbări nu sunt dorite de ONCE Bank, care este mincinosul numărul 1 din Chișinău. Stimați cetățeni, în timp ce primarul ONCE Bank tot încerca să valorifice politic proiectul de compensare la căldură și venea cu minciuni pe la toți orașenii din cadrul municipiului Chișinău, fracțiunea PAS a lucrat la îmbunătățirea acestui proiect.
Iar în primii ani de mandat, noi deja am avut și proiecte decizii de îmbunătățire a regulamentului, prin care noi am expus mai multe scheme, inclusiv schema prin care se oferea compensare la căldură, doar în baza unor anumite foi în care oamenii pe proprie răspundere declarau corespund criteriilor. Noi am cerut ca aceste lucruri să fie verificate și am mers mai departe pe elaborarea unui nou regulament de oferire a compensațiilor la căldură. Un nou regulament care permitea, dacă era să fie aprobat, ca oamenii cu venituri mai mici să poată avea o compensație mai mare, ca noi, într-adevăr, să putem ajuta persoanele care au nevoie de această compensație. În contextul celor expuse mai sus, noi, colegii din fracțiunea PAS, vom solicita următoarele. Prezentarea în regim de urgență a bugetului municipal pentru toți cetățenii și aprobarea bugetului municipal pentru anul 2024. Acordarea tuturor solicitanților la compensare la căldură acestei compensații pentru perioada rece anului din anul 2023-2024. Bani în buget sunt, avem 150 de milioane. Banii acești trebuie să ajungă la oamenii care au nevoie de dânșii. Mai mult, vom insista pe aprobarea proiectului pe care noi l-am elaborat în mandatul trecut de schimbare a regulamentului de oferire a compensării la căldură. Elaborat de fracțiunea PAS încă în anul 2021, care acum stă undeva pe rafturi și sprafuiește. Fracțiunea PAS nu o să mai tolereze toate ilegalitățile pe care le face Ivan Ceban în municipiul Chișinău, cum a făcut cu asistenții personal, cum fac și mea cu părinții și copii și a mea cum a decis să fac cu familii social vulnerabile și cu bătrânii care beneficiau de această compensație și în termen cât mai curând o să depune un denunț la organele competente pentru a fi cercetat Ivan Ceban referitor la abuzurile pe care le face la executarea bugetului pentru al municipiul Chișinău. Noi vă mulțumim și dacă sunt întrebări, răspundem cu dragă.